Dar sunteți de acord cu ordinea de zi? Cine este pe? Ai dat drum? S-a abținut cineva? Împotrivă? Cu toți sunteți. Da? Da, da. La discuție la primul punct al ordinei de zi. Da? Dacă cineva să schimbe la cuvânt. Ce înseamnă asta? Ce e ce la cuvânt? Da, Costel, eu sunt la auzit de la Macău. Deci, practic... Protecția pe soare, atunci, dificultate. S-a abținut cineva? Împotrivă? Da, toți sunt. Trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Da. Dacă cineva vrea să-mi scrie la cuvântul la punctul 2 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de compartiment de asistență socială bancară în perioada 2019-2020. Aici e vorba de... de la local, nu? În asentat local. Da, da, da. Dacă îmi permiteți, avem un raport de specialitate din partea compartimentului de asistență socială. Proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei locale și a planului strategic în domeniul asistenței sociale și a protecției copilului în perioada 2019-2023 propune elaborarea strategiei cu scopul de a asigura condițiile furnizării unor servicii sociale de calitate, care implicit să conducă la îmbunătățirea calității vieții familiilor și persoanelor sărace, fără niciun venit sau cu venituri foarte mici, a persoanelor cu handicap, persoanelor cu o măsură de protecție și a șomerilor, a pensionarilor, precum și a altor categorii de persoane defavorizate din comună. Planul de acțiune privind serviciile sociale este necesar să se elaboreze de către autoritățile administrației publice locale prin compartimentul de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului, în conformitate cu prevederile legii 292/2011 a asistenței sociale și a strategiei. Planul anual de acțiune urmărește dezvoltarea serviciilor promovate, precum și crearea altor noi, pentru acoperirea unor cerințe tot mai crescânde pe fondul accesorii gradului de sărăcie, din păcate. Serviciile sociale au un caracter proactiv și presupun o abordare integrată a nevoilor persoanei, în relație cu situația socioeconomică, starea de sănătate, nivelul de educație și mediul social de viață al acesteia. Pentru buna funcționare a compartimentului de asistență socială, se impune aprobarea acestei strategii în domeniul asistenței sociale și a protecției copilului pe următorii ani, care vizează garantarea accesului efectiv la drepturi elementare și fundamentale, cum ar fi dreptul la muncă, la locuință, la asistență medicală, educație, precum și instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a marginalizării sociale. Cam asta ar fi ideea. Dacă da. Este cineva... Da, domnul Barna. Eu aș avea o întrebare. Sunt foarte frumos acolo. Eu aș vrea să știu dacă se va întâmpla așa cu toată lumea sau va fi discreționat, ca și până acum. Că până acum au beneficiat de toate lucrurile astea oamenii care să știa clar că vor vota cu PSD-ul. Cu partidul care conduce țara și, din păcate, conduce comuna noastră. Asta este părerea personală. Nu-i părerea personală, e părerea opoziției. Da? Da. A celor care sunt aici, în fața dumneavoastră, și care au adunat mai multe voturi ca PSD-ul, da, la alegeri. Da? Asta vreau să știu. O să faceți iar diferențe dacă Badea Gheorghe n-a votat cu dumneavoastră, sare de pe listă? Nu, cred că există cineva care nu a fost îndreptățit. Au avut dreptul, s-au înscris din punct de vedere legal, toată lumea a beneficiat. Deci n-am făcut nicio abstracție la niciun caz. Niciun caz, da. Niciun caz. Da, niciun caz a fost. Da, mai vrea cineva, domnul
Asemănător bani? Păi, ăsta era singurul motiv pentru care am intervenit. Să vă atrag atenția că mereu ați călcat pe drept în privința asta. Domnul Gânda. Am ați recunoscut niciodată, bineînțeles. Am văzut că aici se acordă serviciul social și persoanelor cu venituri mici. Venituri mici înseamnă, majoritatea are o pensie minimă de 620-30 de lei. Când am pus o problemă să ajutăm persoanele cu venituri mici și care sunt mai în pragul disperării, era vorba de 2 metri cu pilem. Mi s-a spus că nu-i voie, nu ne dă curtea de conturi. Acum, dacă o să vedem în Comuna Balcani niște persoane cu venituri mici care necesită asistență, din ce fonduri le dăm? Trebuie să dăm un ajutor la politici. De la bugetul local. Toate de la bugetul local. Păi știu și înainte tot de la bugetul local. Da, mi s-a spus că nu dă voi curtea de conturi. Domnul Prem, nu dă voi, că vine curtea de conturi pentru noi. Și ce să fac, ca să menționez, chiar o bătrână la Frumoasă n-avea cine să o mormânteze. Am venit aici, colegul știe, și contabilul spune, nu putem noi mormânta, pentru că nu ne dă voie curtea de conturi. Și am dorit mormântați-o ca să fie treaba bună. Deci trebuie să facem așa fel, să nu mai dăm vina pe alții, noi trebuie să avem tot ce trebuie în cazuri extreme, ca să nu ai, să nu poți să duci... Da, spuneți. Da. Deci în cazul când... Se întâmplă să întâlnim și cazuri de genul ăsta. Doamne ferește! Dacă există un punct, din punct de vedere legal, nu am dat înapoi sau nu am contribuit. Atâta timp cât nu a fost o susținere legală, am făcut tot posibilul, am strâns de la... Am făcut, cum să vă zic... Chetă. Așa? Și am rezolvat și cazurile alea. Și sunt nenumărate cazuri, dar asta nu a mai fost pus pe Facebook sau pe YouTube. Ca drept laudă, mai de mine că am făcut ceva... Nu e vorba de drept laudă, e vorba trebuie să avem noi un fond separat, un fond de rezervă pentru persoanele pe viitor, să-l facem pe viitor, să ne ducem exact unde trebuie. Doamne, avem o sumă acolo. Nu atunci să o găsim. Noi să o avem acolo pus deoparte. Domnul Gânga, numai dacă îmi permite. Din câte știu eu, la ședința următoare se va aproba bugetul. Da. Domnul primar v-a spus, cei care au o problemă, mergeți înainte și stabiliți, au hotărât că le-ar trebui sume de bani. Când în timpul ședinței e mai greu. Acum face o listă cu priorități, unii trebuie, trebuie să ori la el, ori la doamna contabilă. De exemplu asta, trebuie să mă pus aparte. Da. Iar referitor la ajutor din călzire, la lemne, da? Nu știu dacă ne putem permite să... Toată lumea, deci cum am spus, majoritatea locuitorilor din comună, cei cu pensii mică, deci într-adevăr ar trebui ajutat. Dacă ajutăm doar câțiva, înseamnă că facem iar discriminare și iar nu-i bun. Cu benzinii sunt... Și iar apelăm la cei care sunt în măsură să facă donații. Ajutăm pe rotație și cu donații. Eu clar, se poate face. Mai cine poate să facă... Dacă mergeați o completare. Când e completă reciproc, fost în regulă. Tradus ce vrea să zic domnul Conga, exact ce v-a spus și eu. Strategia asta o citiți din 2000, de 20 de ani, dar din păcate nu s-a pus în aplicare. Când a fost vorba să ajutăm, nu se poate, nu sunt fonduri, nu-i legal. Exact cum ați mințit și cu incendiu, că nu se poate ajuta, pentru că se poate, chiar m-am interesat și se poate. Dacă primăria vrea, se poate. Da? Găsește o formă legală să ajuți omul. Dar din păcate, îți numai pe hârtie. Și să ajută oamenii strict care știți sigur că votează cu dumneavoastră. Asta e adevărul. Dacă vă referiți la familia Găburean, da? Familiile. Da, și mai am, dar tu ai o mandie de o casă. Sunt cu sau, nu, așa, dar rățin. Păi noroc că am ajuns noi. Așa. Cu mașina din dotare. Am salvat. Până a venit pompieri, ardea toată. Care știi, bine, avem... Da, depinde. Orice, dacă mai dar se vede că orice facem, un lucru bun, dezapreciat. A fost vorba că luăm mașină de pompier, nu mașină de stropit stradă. Da, demonstrează că mașină de stropit stradă. Toată lumea din sat așa spune. Dumneavoastră demonstrați. Haide ca să revenim la diverse, dacă aveți punctul ăsta. Păi nu, dumneavoastră vorbea de mașină de pompier. Dacă mai vrea cineva să intervină. Nu mă leacă, domnul Găbuneanu. Aici, la program de formare și îndrumare metodologică a personalului, care lucrează în domeniul servicii sociale,
număr de persoane, deci asistenți sociali de la primărie, nu? Consilieri în primărie, 4. Buget estimat 9500 de lei pe lună sau ce înseamnă? La... Să instruim? Dar nu, nu am înțeles ce înseamnă. Înseamnă instruire, nu? Înseamnă că trimitem la niște cursuri și plătim noi. Lămuriți-mă că n-am înțeles. Da, există un fond. De... Da. Și asistent personal 35 cu 7000 de lei. Și asistență personală 35. Trebuie să participe. Că sunt o grămadă de bani aici, vă vedeți că... Ei nu? Trebuie să aibă o instruire profesională când... Sunt mai mari serie. Se cere... Aia și-o fac ei înainte de a... Dar păi nu e adevărat. Nu, e obligat, fără aia nu primesc, da. Legate de da? Situația sunt asta, obligat, pe asta. Capitole, pe subcapitole și atunci buget, o să ne lămurim da, mult da. Mai exact. Că mi se pare să sumi de 35 cu 7.000. Păi cum dacă trebuie, nu? Da, da, domnule. Da, supune la vă. Cine este pentru? O, da. Rămâne așa. Da, toată lumea. Atenți că m-am... Trecem la punctul 3 al ordinii de zi. Da, proiectul hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile de care la plată din bugetul Comunei Parcani de Bacur de anul 2009. Da, trebuie să mai apară. Dumneavoastră, dacă vreți, că așa e bine în cază. Știu, dar și-o mă sus trebuie. Da, mă sus, să vă aduci ușor. La diverse, la duci. Nu la diverse, domnule. Citiți articolul 8 din lege 52. Da. Ușor. Sunt aici și după aia, da? Ușor. La acest proiect, o exprimare de motive de pe compartiment și un raport de specialitate în care se referă la multe lucruri. Deci, planul anual de acțiune se elaborează înainte de fundamentarea proiectului de buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare, ceea ce am aprobat mai înainte, precum și cu cea a județului de care aparține unitatea de strategie teritorială și cuprinde date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare și programul de subvenționare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat și sursele de finanțare. Elaborarea acestui plan de acțiune se fundamentează prin realizarea unei analize privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente și propuse pentru a fi înființate, resursele materiale, financiare și umane disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei proprii de dezvoltare și a serviciilor sociale. Așa. De asemenea, potrivit articolul 36 alineatul 3 litera D din legea administrației publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local are atribuții privind gestionarea serviciilor obligate către cetățeni, cu referire la serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. De aceea trebuie supus spre aprobare și acest plan anual de acțiune. Avem și raportul pe compartiment. De asemenea, există și planul atașat. Cred că l-ați primit și dumneavoastră la... la materialul de ședință. Da. Dacă aveți întrebări legate de acest plan, privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale, v-am spus, dacă mai sunt întrebări privire la finanțare sau aveți ceva nelămurit, o să vedem mai multe la aprobarea bugetului. Acolo, oricum, sunt prinse mai multe detalii și despre acest proiect. Dacă aveți altfel de întrebări și dacă... Care este suma necesară pentru de a mă trebui suporti primăria, să fie bănesc o sumă mare, să consumim mult din bugetul local. Bănesc o este într-un minim și maxim, nu știu care este sumă exactă, dar este un număr care sunt repartizate pentru aceste nevoi din program. O să suporte primăria. Nu? Dar e chiar că că scrie aici în total 16.500 și scrie clar, vă delogat. Da. Dacă așa e legislat? Spune că pentru anul 2019 sunt prevăzute cursuri de calificare, sunt prevăzute cursuri de perfecționare pentru 4 persoane și o sesiune de instruire pentru 35 asistenți personali, ai persoanelor cu handicap. Acțiunile pe care... Da, domnule, la școală, dacă vreau să fac o gradație de merit, nu vă plătește școală.
Ne plătesc eu drumul la Bacău, tot ce este, nu? Asta întreb. Deci aici, din ce înțeleg eu, o să plătească primăria. Dacă faci cursul pentru... Adică noi perfecționăm oamenii, nu? Sunt sigur și fără punct, fără bani, dar puține. Da, avem acum ceva la un capitol de care nu era Consiliul Județean de aprobare în sensul ăsta o să avem. Adică, de fapt, cred că este... Ideea este că 35 care sunt asistenți personal, care au grijă de persoane cu... Probleme. Da. La ea nu cred că îi trebuie instruire. Doar ce poți să-i facă? Sau poate fi la astea 4 persoane care deja sunt în sistem. Asta sunt, e altă treabă. Să mergi ca să poată să... Dar să ne informăm. Dar 35 nu văd. Noi suntem rămași în urmă, dar în Ungaria, de exemplu, funcționează. Sunt asistenți sociali care sunt plătiți din primării și merg la bătrâni, e altă treabă ce spuneți dumneavoastră. La familie. Și ce avem noi asistență personală. Fixat din aici e altă treabă. În general, aici asistență personală. Medicamentele de cigenă personală, consilierii... Eu nu știu la bătrâni este pentru, dacă nu vrea... Cred că acolo... Vreau să văd o întrebare la beneficiarii serviciilor sociale. Spune capacitatea scăzută de autogospodărie la persoanele vârstnice. Ce face primăria ca să ajute, cum spuneți, capacitatea scăzută de autogospodărie? Asta ce înseamnă? Oameni care nu-și poate întreține curtea sau gardurile, intervenim noi cu ajutoare, cu mână de lucru, ar vrea să zic. Vă pot da un exemplu, domnul Dumnezeu. Spuneți. În momentul când se curăță șanțurile, terenurile din fața caselor, știu eu, sau atunci intervenim, știm că persoanele respective sunt neputincioase și atunci intervenim noi. Nu putem să mergem la fiecare care știm că ne-ar râde din nas când ajungem păi aici, în fața porților. Aici vreau să ajung eu. Da. Sunt persoane care chiar au nevoie de autogospodărie și cât sunt la ajutor social, să le dai câte o mână de ajutor. De fiecare dată am făcut așa. A fost cazul când proprietarul respectivei locații, stătea cu coatele pe gard și spunea, băi, mă simt și de acolo, mă ieși de acolo, vezi că nu știu ce. Da, asta eu vorbesc de persoane vârstnice. Vreau să zic, că ăla putea și... Da. Și altceva, văd aici trecuți pe lângă familie, copii, văd și familie tine. Ce ajutor dăm noi la familie tine? Dați un exemplu. Aici ai trecut de ca să le ajutăm. Familie tine. Ce ajutor le dăm noi? Păi, ce propunere aveți dumneavoastră? Cum să-i ajutăm? Păi, de exemplu, familie tânără, când o ajutăți la plecat, cum era înainte. Înainte se dădea un bonus, care așa spune familie tine, nu pot să zic. Nu scrie familie tinerii care au o situație precară. Erau ai 200 de euro care se dădeau? Dom'le, dar aici scrie familie tinere, toate, nu? Nu scrii familii tineri care nu s-au angajat. Cuprinsă între anii. Păi, nu scrii, scrii familii tineri, toate se cadrează. Ce ajutor le dăm noi? Vă că scrii să ai. Adică eu îți bătrân? Pensionat, domnule. Eu le-am văzut trecute și nu prea văd. Eu vă propun să faceți un proiect, să propuneți și după aia adăugăm la buget ca să avem cum să... Da? Numai să fie legal. Degeaba, așa spune, vorbim și nu suntem acoperiți din punct de vedere legal. Un proiect bun ar fi la familie de tineri care, de exemplu, narbă, pentru care aduce pe lume un copil, să-i dăm o premă de 1000 de lei, măcar. Da. Și un ajutor, nu? La căsătorii. Și la căsătorii și când apare un copil, domnule, hai să dăm un 2-300 de euro, premiu. PSD-ul poate dă mai mult. Eu apă la cei vârstnici, la 50 de ani. Noi două modele de 23 de decedați în frumos. Un ajutor ăsta. Tu pune la voce, cine este pentru? Da, dar cine cineva? Trecem la ultimul punct. Proiectul hotărâre privind aprobarea acordării companiei Consiliul Comunitate pentru Statutul de Protecția Dreptului Copilului și a Regulamentului de Organizare și Funcționare acesta. Da, aici avem o listă cu membrii Consiliului Comunitate Consultativ, de asemenea, cred că așa aici materialul. Au fost anumite persoane numite pe parcurs s-a schimbat la care nu mai e și trebuie să producem
altcineva. De asemenea, la mine a fost prezentat atunci era doamna Elania. Acum... Iar la regulamentul de organizare și funcționare, ați văzut și noastre care sunt dispozițiile generale ale raportului și ce trebuie să facă, cum trebuie să membrii, singurii, activitățile respective. Dacă cineva vrea să intervină. Deci sunt cei din compartimentul de asistență socială, în primul rând, în componența comisiei, cei de la poliția locală, preoții, medicii. Iar aici am făcut o mențiune la punctul 13, o să fie preotul din parohia din cadrul căreia face parte copilul. Nu i-am mai enumerat, pentru că, Doamne ferește, se întâmplă, pleacă, nu mai sunt cu care. Da. Pune la vot. Cine este pentru? Toate. Deci la punctul diverse. Așa cum o listă, să putea să pune. Da. Aici, în regulamentul, e 5 minute. Ai 5, 6, 7 minute și pune iarăși de la domnul Bordo. Da. La mine e 5, la 5. Aia e o... Despre ceva ca. Da. Deci, dacă se mai scrie ceva la... Cuvântul la punctul de ziar, nu? Domnul Cioi de ziar, da? Da. Dar la mine... Ați făcut? Nu. După. A, stați. Nu. Da, sunt trei... Trei consiliere și după aceea. Deci, hai să spunem așa. Domnul Barla, domnul Gânda. Cine mai vrea? Mai scrie cineva? Lăsați mi s-a deschis, deci domnul Ciorin Geau. Lăsați mi s-a deschis. Da. Dacă tot a adus domnul viceprimar vorba de mașina de pompier, eu nu zic că nu e bună și asta. Problema este că pentru comuna noastră, eu zic că va fi foarte greu să facă față domnul Sosone. A zis că e dotată cu pompe performante, nu știu ce. Eu să cred că orice pompă ar avea pe ea ar putea arunca apă la 30 de metri înălțime. Pistoalele sunt orientate. Deci, nu știu. Și era foarte bună dacă ar fi fost în jurul a 30, 40 de mii, 50 de mii de euro, dar mașina aia am văzut pe acte că e 100 de mii de euro. Deci o mașină din aia nouă e undeva la 35, 40 de mii de euro. Ce doamne iartă m-au pus, au montat pe ea ca să ajungă la 100 de mii de euro. Aia e problema, că apa din ce știu eu e cam ieftină. În România, dacă eram în Sudan sau Arabia Saudită, da. Probabil că acolo apa e mai scumpă decât benzina. Dar în România, nu știu, mi se pare aberantă suma. Aia e problema. Proiectul, da, dar suma. Mi se pare că mașina aia nu arată mașină de 100 de mii de euro de pompier. Ar fi avut nevoie măcar de una de 7, 8 tone, ceva de genul ăsta. Nu știu, este mai ce instalații. Păi și o racordez la apă, uite, pe ulița Matale, unde o acunde, o racordez la apă aia să faci față până ajunge mașina mare de pompier. Un apă de apă doar altceva. Păi da, și are o tonă de apă, care dacă are într-adevăr un pic de presiune, în 30 secunde, maxim un minut, a rămas fără apă. Deci nu e adevărat, contrazic aici. O cronometrăm? Da, dole, eu văd după părerea mea, totuși, decât să tratez, e bine să previi. Asta e o preventiv, doar că spic. Da, eu vă zic că suma mi se pare aberantă. Deci 100 de mii de euro pentru mașinuța aia mi se pare exagerat. Nu știu, n-am avut timp să verific de unde a fost luată.
ce, de la ce firmă, cum. Trebuie să verificați și mai bine așa. Dar scoatem în discuție. Eu vă spun că eu, dacă eram acolo și aveam o putere de decizie, nu aș fi fost de acord cu suma asta pentru mașina asta. Da. Sumele, dacă vă... Păi da, că despre bani e vorba. Toată lumea judecă totul până la bani. Eu vă asigur că mașina asta, pentru ceea ce trebuie să facem noi, așa, e suficientă și e ok. Bun. Da? Și iar, iar vă dau... Au fost mai multe cazuri, între care și casa asta, da? Deci, cum am primit telefon, în maxim 10 minute, mașina era acolo, cu toți angajații primăriei care au fost instruiți. Ei, cât a durat? O jumătate de oră până au venit pompierii? Da. Sau, nu știu exact ce să vă zic. Da, am stins-o. Am stins-o. Dar vă dau explicații. La 50 de metri și am crezut că știu mai bine că da, mă sunt dator să vă spun, să vă explic. Eu v-am explicat că nu e legul suma. Foarte bine. Deci faptul că s-a luat, faptul că se intervine, faptul că avem așa ceva în comună este foarte bun. A fost ideea lui David Cristian din frumoasa Tibi. Deci nici măcar dumneavoastră ați făcut proiectul la insistențele mele, la ideea lui și al lui domnul Gânga. Și ați făcut și ați adus și foarte bine. Ce nu-mi convine este suma. Da. Și subiectul ăsta, din punctul meu de vedere, e închis. Să mergi la doamna contabilă, da? Întrebați... Dar eu n-am ce să întreb, eu v-am explicat că nu e ok suma. Adică... Și dacă vă demonstrează și ok? Ce să-mi demonstrez? Păi, că ați cumpărat-o cu banii ăștia? Da. Păi da, este gogoașă la 1 leu, este gogoașă la 10 lei. Normal, da. Poți să cumperi de aia la 10 lei. Care e problema? Faza este că îmi pare rău că puneți în discuții niște subiecte nefondate. Bați fondate. Deci, vi se pare nefondat faptul că o mașină de pompieri cu un bazin de o tonă și cu două pompe a costat 100.000 de euro? Da. V-auziți ce spuneți? Pentru că pentru noi, pentru intervenții pe care suntem autorizați să o facem, mi se pare justificat să cheltuiți din banul oamenilor. Hai să cumpărăm exact cum e. Da. Înseamnă că nu aveți să spunem, banii stați cam așa, nu știu. Tot ce e bun, costă. Deci, na, e nou, totul e nou, nu-i luat la CH și așa mai departe. Dar n-are importanță. Păi are. Câteodată găsești lucruri CH care sunt mai bune decât noi. Da. Dar din punct de vedere legal, nu se poate condiționa. Dar să nu fie evenimente, da? Dacă sunt, căutăm să... Tot în legătură cu mașina de pompieri, când o să fie, ați zis că trebuie să vină 2-3 șoferi, nu știu, să fie schimb continuu acolo, avem un frate care are experiență șofer, puteți să-l anunțați și pe el, că nu o să fie... Să n-audă pe urmă că direct s-a angajat cineva. Dacă tot ați rezolvat cu soția, poate rezolvați și cu fratele. Da. Altceva, doamne. Eu n-am rezolvat. Eu dat examen, treaba e. Problemă. Eu când am luat titularizare, nu dat să ia locul meu. Nu rezolvat. Eu am rezolvat problema eu. Dar v-am spus. Degeaba vorbim. N-aveți acu pierdere la altceva. Da. Domnul Gânga. Da. Referitor la mașină. Discutați-mi și a fost spus acum 2-3 ani. Pentru că Solonțul a avut o mașină cu două locuri. Dar avea dotată și avea la dotare și stângătoare. Ar fi bun de pus la mașina asta niște stângătoare. Suplimentar. De costuri nu mai zic că am discutat atunci, era vorba de 65.000 de euro. Bănuiesc că poate creșterea prea mare, cum a fost inflație, dar e mult 100.000 de euro. Trebuie să gândim echipajul cum îl facem, să nu avem cheltuieli prea mari din bugetul local. Cum facem cu, la schimb, poate să fie și poliția locală câte unul la schimb, din caz de intervenție, pentru ca să pui 2-3 să angajezi pe fiecare schimb, ni se duce fondurile. Așa e legal, domnule, n-ați înțeles? Ni se ducem, trebuie să faceți ceva gândit, până la urmă asta, îi n-a venit, prețul cum e el. La ce vreau să mai spună despre mașină, din fondurile cui? Noi știm că am livrat niște bani, nu? Da. Vreo 30.000 sau cât am dat, nici nu mai știu, dar am dat niște bani. Fondurile de la urmăs. Bun. Ea s-a achit 100.000 de euro, s-a achitat din fondurile noastre. Nu, fondurile din... Bugetul local? Nu. De la că era vorba că dăm din bugetul local și ne dă bani înapoi. Da, noi cotizăm în fiecare an. Suntem
suntem membri, da? Și am făcut proiectul ăsta în care am obținut... Tinga. Da, vorba colegilor mei, zilei Dumnezeu să nu ne trebuiască. Da. Dacă totuși a venit primăvara, hai să facem ceva bun cu băieții de la ajutorul social. Care mai avem? Care mai sunt în stare? Pentru că vă dau un exemplu. Preotul Cernat, când a venit, era ai păcat, îi plantezi răchiți. Să știți că a fost bună ideea cu plantatul de răchiți. Măcar băieții de la ajutorul social, noi care mai suntem, hai să mai plantăm domnule răchiți, că el dacă se prind, nu mai rupe apa. Ați văzut cum rupe apa? Înainte, bătrânii noștri plantau răchiți. Răchița e sfântă și fără cost. Este de făcut. M-am uitat pe coman, băieții au dat o curățare răchițelor, lăsa crengele acolo. Trebuie luat. O veni noaptea, probabil. O veni noaptea. Ai, nu mai fă mișto un nu, fac mișto. Păi o veni. M-am dus și am văzut a doua sau a treia. Eu am văzut pe coman, tot ce era mai gros era pus la uscat și celălalt e dat pe acolo. Nu știu. Trebuie făcut munca să dăm dovadă că suntem o familie gospodară în comuna Balcan. Nu cred că... Da. Deci n-am putea să se poate, se m-am poate lăsa, face treaba. Lăsa mizeria acolo. Eu am văzut că o lăsa. Eu nu spuneam dacă nu o lăsa. Sunt podețul de disfundat. Și am 2-3 ani când sunt fondat de 7. Da, domnul German. Ținând seama că următoarea ședință o să fie bugetul și la școala Rudaș, după cum știm, învață ciclul primar, vă propune să fac un teren de sport, așa cum s-a făcut și la școala frumoasă și în parc, pentru copiii de acolo. După inundații, terenul e așa cum este. Dacă nu, măcar jumătate, cât și tot bine ar fi. Încă ceva, o punte, Valea Rudașului, la Negoiță, Șoșa, discret, acolo. Și încă o întrebare. Legătură, am văzut cu intabulare, linia 1, 2, 3. Am văzut despre ce vorba, dar nu trebuia, ținând seama că urmează să asfalteze, nu trebuia mai dinainte făcută intabularea? Nu a fost posibil. E necesară? Sigur. Ideea este să poată asfalta, să nu da. Păi de asta zic, să ca să poată asfalta. Aluzia care l-ați înțeles. Noi ne-am ținut de comisiune. La insistențele opoziției, încă o dată. Și când vă apucați la Rudaș, mă refer? Păi urmează. Acum suntem pe Căsoasa. Da, bun. Atât, da? Proiectele noastre continuă. Și dacă vă aduceți aminte... Noi așteptăm să-i finalizați, e nicio problemă. Am avut șantiere încă din 2016, da? Și în continuu. Da? Acum, pentru cine are ochi să vadă și urechi să audă. Eu le-am ca rând. Da. Mă bucur. Dacă din rândul consiliilor vrea să mai intervine cineva. Greblu și mai cum îi spun, porecla asta, nu? Porecla e. Porecla, da. Da, deci. Să întreb pe domnul vicelor, mai avem electrician. Deci, iar de o să spart băiatul obiectul acolo? Nu, băiatul. Să spart un băiat care spart și mereu obiectul acolo. Nu mai vorbiți prostii, că e mai bine așa. Da? De ce trebuie să... Poți să vă spun și cine o spart băiatul. Am auzit, este cineva care spune... Este cineva, eu vă spun cine, și nu-i apropiat de... Așa. Deci altceva am văzut. Dar nu știu nici ați intervenit la șapte. Să mă întrerupe. Vedeți că și acum o să întrerupe în pană de curent și la schiz și la vădă. Nu, altceva vreau să vă spun. Sunt foarte multe becuri azi. Da, foarte multe. Și de asta mă întrebam, mai avem. Schimbăm, non-stop, schimbăm la becuri, dar cum dă Dumnezeu să schimb. Implementăm și proiectul ăsta cu inatul public și atunci... Vă rog să treceți la căpățânați vreo 5 becuri astea. Ne vorbim, gata? Gata, trebuie să fii gata. Nu, dacă vreți mai aveți ceva... Păi nu, că așa se discută aici, da. Imediat se intervine, bușcă, așa... Întrebarea. Răspunsul vine după întrebare, exact cum v-ați exprimat. Păi dar v-am întrebat dacă l-aveți, păi nu văd activitate. Dar ce, ați auzit că nu mai este? Ce am să acum? Nu văd activitate. A, nu vezi. A, și asta denotă că nu este. Da, ai fost electrician la Comuna Balcani, la primărie. Și-o făceam datoria. Făceam datoria, nu s-ar dea niciun bec. Nu s-ar dea nici schimba. Nu s-ar dea nici schimba.